Dr. Roxana Ioana Dumitriu este medic specialist endocrinolog și tehnician nutriționist. A făcut rezidențiatul la Institutul Național de Endocrinologie Parhon din Capitală, iar acum este asistent universitar la Catedra de Endocrinologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București pe perioadă determinată. Are competențe de ecografie endocrină și colaborează cu mai multe clinici private. Ce înseamnă să fii endocrinolog în România? Provocările cu care se confruntă medicii tineri endocrinologi vom afla în această zi de la doamna doctor Roxana Ioana Dumitriu. Bună ziua și aș vrea să ne spui în primul rând din perspectiva ta unui tânăr endocrinolog care are, să spun așa, activități și pe partea clinică, dar și pe partea universitară, ce a fost cel mai dificil pentru tine? Bună ziua și îmi pare bine că sunt astăzi alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pe această ocazie pentru invitația de a fi aici și pentru faptul că promovați și medicii tineri. Într-adevăr, endocrinologia este o specialitate complexă, spun eu. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegi și îți trebuie foarte mult timp să intri în profunzimea acestei specialități. E o ramură micuță de medicină internă, însă trebuie aprofundată foarte, foarte bine. Dificil pot să zic că a fost totul. De la începutul rezidențiatului până la examen de specialitate pe care am avut ocazia și mulțumesc tuturor mentorilor și profesorilor care m-au ajutat și l-am promovat cu brio. Însă dificultățile apar și după specialitate, pentru că atunci ești tu față în față cu pacientul. Fiind pe parafa ta, cum se spune, trebuie să ai grijă la foarte multe, elemente și munca nu încetează niciodată. Și după ce ai luat specialitatea, trebuie să ne perfecționăm în continuu, apar lucruri noi și în această specialitate care este destul de tânără, trebuie întotdeauna să fim la curent cu toate noțiunile noi la nivel internațional. Este o specialitate destul de tânără la noi, dar în Europa nu este chiar atât de tânără și în America știu că este destul de în vogă. Sunt mulți tineri români, endocrinologi, rezidenți sau specialiști, care aleg să plece în afara granițelor și să muncească acolo. De ce? Păi e un lucru de menționat faptul că în străinătate există specialitatea de sine stătătoare endocrinologia. Însă tu, ca diabetolog, absolvent al specialității de diabetologie din România, nu poți profesa doar ca diabetolog. Da? Deci este o mică diferență. În străinătate, ca endocrinolog, poți trata și diabetul zaharat. Fără să ai specialitatea dată, trebuie să faci într-adevăr niște stagii suplimentare și să îți echivalezi. Cred că un lucru sau un motiv pentru care tinerii noștri aleg să plece în străinătate este această dorință de a avansa din punct de vedere profesional și cred că ăsta este un lucru important, dar și colegii pe care îi ai acolo. Am făcut la un moment dat printre colegii mei un mic sondaj așa și i-am întrebat, domne, dar de ce alegeți să plecați sau de ce alegeți să stați? Aș pleca, dar am familie aici. Dar ei totuși pentru a avansa profesional ar pleca acolo pentru că au mai multe oportunități și întotdeauna acolo ți se deschid mai ușor mai multe uși și cred că din cauza aceasta, bineînțeles și aparatura și știu eu tot ce ai nevoie într-un cabinet sau într-un spital, acolo e mult mai simplu, spitalul îți oferă cam toate condițiile și cred că asta este motivul. În ceea ce te privește, ai ales să rămâi în țară. Nu te-a bătut gândul niciodată să pleci? M-a bătut gândul în sensul de a face un stagiu sau o specializare în străinătate și să vin cu noțiunile pe care le-aș fi învățat acolo să vin înapoi în țară. Însă nu cred că aș fi plecat niciodată pentru că am avut oportunitățile aici. Am fost o norocoasă, cred că din acest punct de vedere, că am avut niște oportunități la care unii chiar nu ar visa. Dar așa, ca experiență, recomand tuturor. Colegilor mei, rezidenților sau chiar tinerilor specialiști să încerce să plece câteva luni
da, și să fure un pic de meserie așa din străinătate și să se întoarcă cu noțiunile acelea în România, pentru că este cu totul diferit și actul medical, calitatea actului medical chiar crește semnificativ. Cum stă România la capitolul resursa umană în endocrinologie? Păi, cred că din anul în care am intrat eu în rezidențiatul acesta, au fost din ce în ce mai multe locuri pe specialitatea aceasta. Însă, în continuare, din ce îmi spun pacienții, sunt foarte mulți pacienți din provincie care se prezintă la București sau în marile orașe, pentru că în orașele mai mici nu există endocrinolog. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că în continuare ar trebui să se mențină trendul acesta sau numărul locurilor chiar să crească pentru a putea umple toate aceste goluri din provincie și se supraaglomerează, bineînțeles, spitalele. Dacă pacienții nu-și găsesc un endocrinolog în județul lor sau în orașul lor. De ce ar merge un tânăr specialist într-un orășel mic să lucreze ca endocrinolog când tentația e mult mai mare să rămâi într-un oraș universitar unde te-ai format? Păi, din punctul meu de vedere, eu n-aș avea nicio problemă, sincer. Însă există anumite probleme administrative. Într-un orășel mai mic, nu ai la dispoziție toată aparatura și toate investigațiile pe care tu să le faci unui pacient. În endocrinologie, într-adevăr, avem nevoie de analize care au un grad de specificitate mai înalt și hormonii pe care îi recoltăm și investigațiile imagistice, rezonanța magnetică și așa mai departe, nu se regăsesc în orașele acestea mici. Și din această cauză, cred că există o reticență a colegilor. Însă, din ce am auzit, spitalele de provincie, există anumite spitale care au investit foarte mult în aparatură și încearcă să creeze condiții și să le ofere și cazare și susținere din punct de vedere al avansării profesionale, de participa la congrese și așa mai departe, oferite din partea anumitor spitale, ca să atragă cât mai mult medicii în provincie. Însă cred că asta e și un, nu știu, o reticență care poate vine dintr-o mentalitate care ar trebui un pic învinsă, poate ar trebui să gândim mai în perspectivă și să vrem să ne apropiem și de pacienții care sunt în aceste zone și care au nevoie de noi. Cu alte cuvinte, ce le-ai recomanda colegilor tăi tineri care poate ar vrea să se întoarcă acasă, în locurile de baștină, în orașele mici, dar ezită? Și aici mă refer în special în orașele în care nu există dotările necesare, pentru că, să fim serioși, niciun medic, după ce s-a format, nu-și dorește să meargă într-un loc unde să stea cu mâinile în sân, deși știe că ar putea să facă lucruri, dar nu are cu ce. Păi, cred că ar trebui să aibă un grad mai mare de ambiție. E o problemă aici, e o luptă pe care ar trebui să o duci tu singur, pentru că dacă ajungi acolo și nu ai dotările necesare, trebuie să începi să ceri. Și în momentul în care ceri, trebuie să ai și oamenii de partea cealaltă care să fie dispuși să-ți ofere anumite lucruri. Deci, cine dorește să se înhame la această luptă, ar fi extraordinar. Însă, într-adevăr, am auzit și am cazuri de colegi care profesează acum în provincie și îmi spun, problema este și colectivul, care nu este deschis la avansa sau la idei noi. Asta este problema. Trebuie să aibă un grad de ambiție și să fii tu ca om altfel, ca să poți să duci lupta asta și să poți să obții ceva. Și depinde și de tine, dar chiar dacă vrei să te întorci la tine în oraș și să faci ceva pentru comunitate, atunci, da, se merită să te întorci, dar să încerci să duci această luptă. Privatul oferă o soluție, este o alternativă la sistemul de stat, măcar în centrele mici, în orașele mici? Da, privatul poate să ofere o alternativă și chiar există acum, din ce știu eu, mai multe clinici private care s-au dezvoltat în orașe nu chiar atât de mici, da? Dar și în cele mai micuțe, care, într-adevăr, aduc aparatură, aduc personal medical, poate din orașele mai mari. Iar pacienții sunt tentați mai mult să meargă la centrele private din oraș decât la spitalele județene.
Ceea ce este un mic paradox, așa, deși poate unele spitale județene sunt totuși dotate. Da? Dar, pe de altă parte, și prețurile din aceste centre private sunt un pic cam mari pentru pacientul din zonele acestea defavorizate și aici este o problemă. Aici ar trebui găsită o soluție. Endocrinologia în România este totuși o specialitate încă tânără. Cum este ea privită de către ceilalți specialiști din domeniul medical? Păi, ideea este în felul următor. Cred că începem să colaborăm interdisciplinar. Deci, endocrinologia este o specialitate care trebuie să colaboreze cu chirurgia generală, dacă ne gândim la intervențiile chirurgicale, ori la nivel tiroidian, ori la nivelul glandelor suprarenale, cu neurochirurgia, care este o colaborare foarte importantă pentru tumorile hipofizare și este extrem de important să creăm centre de excelență și să le dezvoltăm la acest nivel. Apoi, bineînțeles, colaborează cu diabetologia, cu cardiologia, cu medicina internă, cu nefrologia. Deci am început să avem aceste colaborări interdisciplinare și ceilalți medici specialiști să trimită către noi, da, pentru evaluare endocrinologică. Și într-adevăr am văzut și eu pacienți care vin de la alte specialități și începe, da, să se creeze această colaborare și să se vadă importanța acestei specialități, da? Care este, cum am spus și la început, este destul de complexă și nu este așa știută în profunzime de foarte mulți specialiști.